Emilia Arcan, vicepreședinte al Consiliului Județean Nemț, a fost votată marți seara pentru un nou mandat la conducerea Organizației de Femei a Partidului Social Democrat Filiala Nemț. În cadrul conferinței de alegeri de pe 23 iunie au fost votate și alte doamne din PSD Nemț care să facă parte din biroul acestei organizații. Pentru fostul și actualul președinte al femeilor social-democrate din județ, conferința de alegeri a fost un moment de bilanț. Atunci când a preluat organizația, respectiv în anul 2010, organizația de femei a de Neamț avea doar două doamne primari și patru sau cel mult cinci doamne care ocupau funcții de consilier locali. În 2012 erau 69 de consilieri locali, un viceprimar, un vicepreședinte de Consiliul Județean și patru doamne în rândul primarilor. Pentru alegerile din 2016 s-a fixat ca target 100 de reprezentante în consiliile locale din întregul județ și cât mai multe dintre doamne în funcții de conducere. Președinta Emilia Arcan va avea un mandat de patru ani, în timp ce președinția unei organizații municipale sau de comună are un mandat de doar 2 ani.